Îl invit acum să vi se adreseze pe domnul Crin Antonescu, viitorul președinte al României, președintele Partidului Național Liberal și copreședinte USL. Bună ziua, bună ziua, suceveni! Mă bucur să fiu împreună cu primul ministru, cu toți colegii mei de aici și să vă spun că vă iubesc, vă respect, vă prețuiesc și am încredere și nădejde în dumneavoastră. Sunteți dumneavoastră cei de aici și cei care nu sunt aici, dar cred și nădăjduiesc asemenea nouă, sunteți singurul nostru sprijin. Și noi, cei de aici, primul ministru, candidații noștri, colegii noștri, suntem singurul dumneavoastră sprijin. Suntem singura dumneavoastră șansă, șansă pe care o merită și Suceava. Eu aș putea, după ce au vorbit cei dinaintea mea, aș putea să spun că nu mai e prea mult de adăugat și aș putea să fac o mică recapitulare care sună așa. Jos Flutur! Jos Lungu! Jos mafia pedelistă din toată România! Sau pe scurt, jos Băsescu! Dar aș vrea să spun câteva cuvinte despre asta. În general, atunci când sunt alegeri locale, noi spunem și dumneavoastră spuneți pe bună dreptate că alegem omul. Așa e. Și oamenii pe care azi noi îi susținem pentru a fi primarii dumneavoastră, primarul dumneavoastră la Suceava, președintele Consiliului Județean. Sunt oameni pe care i-am cântărit, i-am cumpănit, i-am analizat și pe care îi propunem cu toată încrederea. Da, sunt aici și eu, cum este și primul ministru Victor Ponta, ca să vă spunem că avem toată încrederea și îl susținem din toată inima pe Sandu Băișanu la primăria Sucevei. Da, suntem aici pentru a vă spune că suntem convinși și îl susținem din toată inima pe Cătălin Nechifor la Consiliul Județean Suceava. Dar dincolo de oamenii pe care îi alegem, să nu cădem în capcana sau diversiunea ultima pe care pedeliștii și Băsescu vor să ne întindă. Pentru că vor din nou să ne mintă, pentru că vor din nou să vă înșele. Ei astăzi, toți acești primari, președinți de Consiliul Județean, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase. Astăzi ei nu mai sunt portocalii, sunt verzi, sunt albaștri. Astăzi ei nu mai au nicio treabă cu PDL-ul. Mă uitam în drumul nostru, la intrarea în Suceava, e un portret al lui Flutur, cât al lui Kim Ir Sen. Nici Ceaușescu n-a avut un portret așa de mare. Un Flutur mare, mare, mare și sus mic, mic, mic PDL. Pe puțin portocaliu ca un caca de muscă. Dar oare de ce? Marele Flutur și Marele Lungu, care sunt niște oameni așa de minunați și care au ridicat ei așa de tare Suceava, n-au curajul să se îmbrace frumos în portocaliu, cum erau atunci când v-au cerut votul, și să scrie mare pe pieptul lor, așa, ca o cifră de la deținuți. PDL! De ce n-au curajul ăsta? Eu sunt președintele unui partid, Partidul Național Liberal, care de 137 de ani nu și-a schimbat numele. Niciodată!
Nici când comuniștii ne-au băgat în pușcărie pe străbunii noștri, nici când am fost în opoziție, nici când aveam 3%, nici când aveam 5%. Ne-a chemat și ne va chema Partidul Național Liberal. Partidul Social Democrat a guvernat, a câștigat alegeri, a pierdut alegeri, a trecut printr-o perioadă foarte grea în care mulți dintre membrii acestui partid au fost hăituiți pe nedrept, dar nu și-au schimbat nici culoarea roșu și nici numele. Partidul Social Democrat. Aceste pușlamale portocalii care nu se mai satură să ne mintă și să ne fure, au spălat Putina când a venit judecata votului. Nu mai există PDL, nu mai există portocaliu. Nu mai există decât marele gospodar Flutur și marele gospodar Lungu. Eu sunt aici și vreau împreună cu dumneavoastră și în numele a sute de mii de suceveni din județul Suceava, adică sau a milioane de români, să-l întreb pe prim vicepreședintele Partidului Democrat Liberal, George Flutur, unde erai când s-au tăiat salariile oamenilor în vreme ce voi vă îmbuibați? Unde erai, George Flutur, în momentul în care se șterpelea din pensia celor mai necăjiți oameni din țara asta? Unde erai, George Flutur, în momentul în care peste 200 de mii de întreprinderi mici și mijlocii erau duse în faliment și oamenii lăsați șomeri, lăsați în stradă? Unde erai, George Flutur, în momentul în care stăpânul tău, Băsescu, le spunea doctorilor, profesorilor, studenților, tinerilor din România: plecați în altă țară dacă nu vă place. Unde erai? La Ierusalim, după Sfânta Lumină? Nu! Erai de fiecare dată în spatele lui Emil Boc să te vezi la televizor. Ești la fel de vinovat ca Băsescu și Boc. Aici, în acest pământ binecuvântat, binecuvântat cu oameni care au onoare, care au memorie, credință, demnitate, în fața acestor oameni, în fața bunului Dumnezeu, îi cer lui George Flutur să-și asume cinstit răspunderea pentru ce au trăit românii în ultimii 4 ani. Așa e corect, așa e cinstit, așa e creștinește. Să-și asume toate aceste lucruri, să-și le asume și primarul Lungu, pentru că au fost tâlpi ai Partidului Democrat și slujitori de primă mărime ai lui Traian Băsescu. Să spună aceste lucruri în fața dumneavoastră, când se laudă cu ce au făcut, să spună câți bani au cheltuit și să spună că erau banii dumneavoastră, că nu i-au adus de acasă de la ei. Să-și ceară iertare pentru suferința dumneavoastră din toți acești ani. Și dacă îl veți ierta, îl veți vota. Dacă nu, nu. Dar nu putem să înghițim în continuare minciuna despre gospodarul Flutur, despre gospodarul Lungu, despre gospodarul Liviu Nevoiță sau despre gospodarul mâine poimine Traian Băsescu, că îl văd iar pe la primărie. Dumneavoastră sunteți oameni care ați trecut prin multe. Dumneavoastră, părinții dumneavoastră, înaintașii dumneavoastră. Bucovina este un pământ binecuvântat, dar în care s-a strâns multă suferință. Nu mai putem permite unor oameni care, în loc să lucreze pentru noi, își bat joc de noi. Nu mai putem permite să continue. Lumea n-a început și nu se termină nici cu Flutur, nici cu Lungu, nici cu Băsescu. Putem să avem, așa cum am dovedit la București, putem să avem în fruntea noastră oameni cu care să privim spre viitor, adică spre viața copiilor noștri, pentru că viitorul nu e altceva decât
destinul copiilor noștri. Și așa cum îl avem și îl vom avea încă ani buni, vă garantez pe Victor Ponta la Palatul Victoria. Așa putem să-l avem pe Cătălin Nechifor în locul lui Flutur, pe Alexandru Bășanu în locul lui Lungu, pe toți acești oameni din spatele lor în fruntea comunității sucevene. Eu știu și dumneavoastră știți că Uniunea Social-Liberală este arma victoriei. Știți că vom câștiga alegerile în toată țara. Depinde de dumneavoastră ca Suceava să rămână sau nu ultima enclavă a lui Băsescu. Să dea Dumnezeu să aveți puterea să nu fie așa. Să dea Dumnezeu să aveți puterea de a recâștiga pentru toți sucevenii mândria de a face parte, de a fi cetățean al marii capitale de suflet, al marii cetăți de scaun a Moldovei și Bucovinei. Trăiască Suceava! Trăiască Bucovina! Trăiască România!